Un locuitor al raionului Orhei este învinuit de procurorii din Hâncești de comiterea șantajului în proporție de de mar, potrivit datelor urmăririi penale, aflându-se în orașul Hâncești. În perioada lunilor august-septembrie 2015, învinuitul a amenințat un bărbat cu moartea pentru ca ultimul să restituie rudei sale o datorie de 5.000 de euro. Ulterior, acesta s-a deplasat la domiciliul datornicului, unde amenințându-l din nou cu moartea, a impus bărbatul să întocmească o recipisă, precum că îi datorează suma de 2.500 de euro. La începutul lunii octombrie, învinuitul a fost reținut în flagrant de procurori de comun cu colaboratorii Inspectoratului de Poliție Hâncești, imediat după ce a primit de la victimă prima tranșă de 500 de euro. Actualmente, infractorul se află în stare de arest, iar în scurt timp, cauza penală de învinuire acestuia va fi remisă instanței de judecată pentru examinarea în fond. Dacă va fi recunoscut culpabil de comiterea șantajului, inculpatului riscă o pedalță de până la 15 ani de închisoare.